Ce faceți voi? Cum sunteți? E ora 8:30, eu m-am trezit de mult, foarte, foarte matinal am fost astăzi. Da! Imediat mi-am făcut baie, mi-am pregătit cafeluța, s-o trezit și Alesia. Mi-am udat florile astea, plântuțele, mă duc să le ud și celelalte de la balcon. După aia pregătesc micul dejun, nu știu ce mâncăm, cred că mă pun să fierb 3 ouă și vedem cu ce le mâncăm. Și apoi ne începem ziua așa fain frumos, afară îi răcoare, se anunță ceva ploi slabe, dar vedem. Ia-ți-i, mama! Am ales cănuța asta verde. Ce bine lui afară. No, mă pun să pregătesc ouăle. Da, s-a trezit dulceața. Ce face pitica mea? Bine. Mâncăm ouăt fiert. Așa e că mâncăm. Când ai mâncat, mama? Mâncăm acum ouăt. Pune mami la fiert aici. Hai să vedem unde e. Paste nu mai avem. Uite. Atunci fac paste și cu piatră și cu... Lasă că pregătește mami oricum ceva bun, da? Vasele și trebuie să le iau. Mă pun să scurăț cartofiorul. Sunt cea mai drăgălașă. De ce? Că-ți fac pe plac, nu? Acum, ieri nu am mâncat cartofiul ăia, două, trei feliuțe. Nu prea a avut ea poftă de mâncare. A, apropo, trebuie să-ți dau siropelul, mama. Am uitat. Am uitat. Bine că mi-am adus aminte. Mai bine vin aici la aer. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru vizionări. Deci chiar nu mă așteptam și îți recunoscătoare pentru tot. Când va fi mare, mami? Da, mama. Când va fi mare, o să lucrez și eu acolo. Unde o să lucrez și tu, mama? Acolo, cartofi. Când o să fii mare, o să cureți aici cartofi și o să tai cartofi. Dar bineînțeles, și o să ajuți pe mami. Și o să pregătești tu micul dejun. Dar tu, când te fac, ce faci tu când ești mică? Eu o să fiu bătrână, mami.
Și o să-mi pregătești tu micul dejun, bine? Cartofi. Cartofi? O să fiu pretențioasă, să știi. Cu ușor și cu ketchup. Bine, mamă. No, bun. Hai să udă păpăr, trebuie să mă usuc. E noros. Îmi plănuiam ca astăzi să mergem acasă. De ce faci așa? Cum? De ce îmi pun mâna aici așa? Aici vorbesc cu oamenii, mami, cu vlogul. Tot mă analizează ea. Vreau să mergem dincolo la casă, să mai joace Alesia pe afară, să stăm acolo astăzi. Dar nu știu. Iar mi-e murdar geamul. Și aș văzut zilele trecute l-am spălat. Săptămâna viitoare trebuie să-l spăl de nou. Și porumbei este deja. Acum chiar mă disperă. Nu știu ce să fac. Tot pervazul mi-i dă caca. Și acum și ghivecele. Na. Ce să mai fac? Că nu știu. I-am gătat la Alesia cartofii, îi pun aici la răcit. Așa. Și eu vreau să fac un mic dejun mai consistent. Alegam eu! Vrei și tu? Da! Mușculez din ăsta, vrei? Da, vrei! Vrei, mama? A fost pe cartofii? Îmi trag un pic. Cum? Pe tu? Nu pe cartofi, mama! Voi opri și ouăle. Ce bine miroase la noi. Vedeți voi ce fac eu aici? Toată plita e dezastru. Vai, cum s-o stropi! Oh, și pe jos avem. Și pe jos. Uitați, asta e pâinea pe care o mâncăm noi. E pâine de secară. Voi lua o felie. Nu-i mare felia, cam așa. Dar Alesia nu mănâncă cu cacao prăjit cu ei. Da, mi-am pregătit și apa. Pâine, mâșculeți, castraveche, am aici un picuț de brânză, dar nu cred că o mănânc toată, și ou, și Alesia cartofi prăjiți. Ce, mami?
Mi s-au înfundat urechile. Îi pui un pic de maioneză aici, că sos din ăsta. Și un pic de ketchup. Am pus foarte mult. Am pus foarte mult. Poftă bună, mama. Ai grijă să nu... Să nu te arzi. Da, mami, da, mami, ce? Ce e uns? Uite, șervețel. Ca sper în gulice. Da. No, bun. Să ne punem la mâncare. Unde am puțin? Deci, mi-am pregătit un mic dejun foarte bogat în dimineața asta, deoarece suntem pregătite, scuzați șervețele, suntem pregătite să mergem de acasă. Așa că prânzul sau îl vom lua sau nu, adică oricum eu voi face poate două sandvișuri. Vrei și tu, Uț? Miroase, mami, frumos. Uite, scurăță, mami, și ții. Asta e a meu. Ăla-l vrei? Asta e albastru. Mami, nu e albastru. Uite, ăsta. Ăsta. Ăla-l vrei? Da, eu. Mama. Eu. Da, curăță-l. Dar nu acolo pe cartof. Acolo aici. Nici tu nu știi ce vrei. Serios. Dă că dăm cartofii la o parte. Ate! Bun, na, curăță-l. Am spus-o că nu știa ce vrea. Acum mâncă una, acum alta. Sper că o să mănânc și cartofiori, mami. Și ouțul. Dar ce mai dat tu mănânci asta? Uite, eu am aici două. Dar și tu mănânci asta. Și eu mănânc ou, dar bineînțeles că și eu mănânc ou. Cât am mai. Nu vreau. Nu vrei? No, și acum ce facem? Las cu să-l ducem cu noi. La gunoi? Nu la gunoi, îl ducem cu noi. Cum să aruncăm ou de țară la gunoi, măi, mami? Doamne ferește! Doamne ferește! Da, și aruncăm. Vrei brânzică? Îți răzui, mami, brânz acolo. Vrei? Da, nu pe ketchup-ul. Nu pe ketchup. Da, unde e răzătoarea? Aici. E uș. De așa bună. Poftim. De ce am pus bebușică? Da, pe ce ți-am... Dar nu ai zis că vrei brânzică? No, și copiii voștri fac la fel. Câteodată mă nebunește, jur. No, poftă bună, mami. De ce faci așa copo? De ce supărată? Eu râd și tu spui că supărată, mami. Ce bun, ce bun, ce bun. Deci avem pâine, mușchiuleț, ou, castravete murat, că nu am proaspăt, nu am nici castravete, nici roșie, nu mai am legume din astea. Am pregătit și pachetul, aici am două sandvișuri, afine și căpșuni, apă. Și ne pregătim încet. Poate mai punem un măruț. Da, și asta sunt. Ghiozdanul în spate, geanta. Ne-am îmbrăcat foarte lejer și plecăm. Plecăm dincolo la casă. Astăzi vom sta acolo, ne întoarcem de seară. Ne-am pus toate ce avem nevoie, ați văzut, ne-am pus un pic de mâncare, fructe, apă. Bine, poate să ne mai cumpărăm ceva apă,
că sigur nu-mi ajunge, ceva dulce pentru Alessia. Sau îi pun de acasă o ciocolățică, văd eu. Alessia, de ce e supărată? Mergem cu tramvaiul, așa? Mergem cu tramvaiul! Jos după tramvai, imediat suntem în centru și apoi mai avem un pic și ajungem. Tare plăcut afară. Două și mă bun să mănânc un sandwich. Yummy, yummy. Hei, prieteni! Este seara și nu am mai vorbit cu voi. Cred că de la amiază, de când am mâncat, noi am ajuns acasă. Am ajuns cam de o oră jumate. Am și stat un pic în pat, că eram așa... N-am lucrat nimic, doar am stat, dar parcă mă simt mai obosită decât aș fi lucrat ceva. No, bun. De mâncat am mâncat. Nu v-am mai arătat că vorbeam la telefon și am uitat să filmez. Am mâncat ce-am mai avut prin frigider. Am mâncat carne de miel cu salată. La Alessia i-am făcut griji. Și cam asta a fost ziua noastră de duminică. No, bun, eu o să închid filmulețul aici, cred că va fi un vlog destul de scurt, dar poate ne auzim mâine. Vă pup, pa, pa!